sateliții electronici scapă brusc de sub control. Se produc supratensiuni pe tot globul. În unele locuri se produce o pană de curent totală. Oamenii de știință au puține date despre acest fenomen solar incredibil, așa că încă nu putem prezice cu exactitate cum și când anume va avea loc următoarea furtună geomagnetică. Un astfel de eveniment a avut loc în iulie 2012, dar din fericire ne-a ratat. Nu cu mult însă, cu doar 9 zile. Doar pentru a-ți face o idee despre ce era să se întâmple, trebuie să-ți explic câteva noțiuni astronomice de bază. O furtună solară este o serie de efecte pe care le resimțim aici, pe Pământ, după ce anumite evenimente au loc pe Soare. Steaua noastră nu este altceva decât o minge uriașă de gaze topite care se mișcă în mod constant, așa că aceste evenimente se întâmplă mai des decât ai crede. Pentru ca o furtună solară să înceapă, soarele nostru trebuie să emite explozii de energie. Acestea sunt sub formă de erupții solare și ejecții coronale de masă. Aceste două fenomene trimit sarcini electrice și valuri de câmpuri magnetice spre Pământ cu o viteză uimitoare, de aproximativ 4.800.000 de km pe oră. Atunci când aceste furtuni solare ajung pe planeta noastră, putem vedea aurore boreale în zonele apropiate de cercul polar, dar ele pot, de asemenea, să dea peste cap sateliții sau alte tipuri de comunicații electronice. Unele dintre aceste furtuni solare pot fi periculoase. Iar în 2012 am fost aproape de a ne confrunta cu una foarte intensă, care ar fi putut avea consecințe grave. Cea mai puternică din ultimii peste 150 de ani, conform cercetărilor efectuate de astronomi. Dar cum am reușit să scăpăm de ea? Am avut vreo legătură cu asta sau a fost doar o pură coincidență? Ceea ce știm este că una dintre aceste ejecții de masă coronală a lovit într-adevăr orbita Pământului la sfârșitul lunii iulie 2012. Planeta noastră părăsise deja acel loc, deoarece se afla pe traiectoria sa obișnuită în jurul Soarelui. Așa că acum s-ar putea să te întrebi: ce s-ar fi întâmplat dacă nu ne rata? Se pare că aceste furtuni solare intense sunt periculoase pentru tot felul de obiecte tehnologice. Având în vedere că acum suntem literalmente înconjurați de obiecte electrice, de la telefoane până la mașinile noastre, încearcă să-ți imaginezi ce s-ar întâmpla dacă toate acestea ar înceta să mai funcționeze dintr-o dată. Iată cum ar fi! Furtunile solare încep cu o explozie sau o erupție solară, apoi razele X și radiațiile UV călătoresc spre Pământul nostru cu viteza luminii. Care pot fi efectele secundare? Ei bine, ele pot include întreruperea semnalului radio și erori de navigație GPS. Efectele pot continua, deoarece câteva minute sau uneori ore mai târziu, particulele energetice ajung în atmosfera noastră. Acestea se deplasează doar puțin mai încet decât viteza luminii, dar pot electrocuta sateliții Pământului și le pot deteriora componentele. În cele din urmă, aproximativ o zi mai târziu, norii de plasmă magnetizată ajung și ei la noi. Aceștia pot provoca pene de curent uriașe, paralizând mai mult sau mai puțin tot ce e conectat la o priză electrică. S-ar putea să nu mai putem nici măcar să tragem apă la toaletă, deoarece majoritatea surselor de apă din orașe folosesc pompe electrice în zilele noastre. Efectele acestor furtuni geomagnetice ar fi însă diferite în întreaga lume. Furtunile solare sunt ciudate oricum, dar de ce afectează unele locuri de pe Pământ mai mult decât pe altele? Pe baza unor cercetări recente, geologia are mult de a face cu asta. Dar trebuie să te duc înapoi în timp pentru a-ți prezenta imaginea de ansamblu. Puneți centura, pentru că vom face o călătorie în mașina timpului, într-o perioadă în care Luna nici măcar nu exista. Încă! În urmă cu 4,6 miliarde de ani, sistemul nostru solar arăta cu mult diferit față de acum și asta e puțin spus. Sute de planete noi au început să se formeze în jurul noului Soare. Planete precum Pământul, Venus sau Marte încă se mai învârteau prin cosmos. În anii 1970, un astronom pe nume Donald R. Davis a dezvoltat o teorie care susținea că Luna s-a născut atunci când o altă planetă a lovit Pământul nou format, în urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani. De asemenea, el a presupus că aceasta ar fi putut fi de mărimea lui Marte și ulterior a numit această planetă Theia. Este dificil să ne imaginăm cum ar fi putut arăta acel impact, chiar și cu echipamentele pe care le avem în prezent. Astronomii au sugerat ipoteza impactului gigant, încercând să reconstituie acest mister. După ce a intrat în planeta noastră, straturile exterioare de rocă atât ale Pământului cât și ale Theiei au fost proiectate într-un cerc de materie cosmică. Din aceste resturi s-a născut ceea ce cunoaștem acum ca fiind Luna. Se pare că miezul Pământului a consumat miezul de fier al Theiei, asta dacă aceasta avea vreunul.
De asemenea, planeta noastră a ajuns în poziția pe care o ocupă astăzi. În acest fel, a devenit mai susceptibilă la furtuni geomagnetice. Pe atunci, nu existau prea multe informații despre ce s-ar fi putut întâmpla cu Theia, în afară de faptul că ne-a oferit singurul nostru satelit natural. A fost nevoie de câțiva ani pentru ca o serie de oameni de știință să vină cu o nouă idee interesantă, care a revoluționat ceea ce știam despre planeta noastră. Ceea ce a rămas din Theia se ascunde sub două straturi de rocă de mărimea unui continent, în adâncul planetei noastre. Această teorie este de asemenea una dintre singurele explicații ale motivului pentru care Luna este atât de uscată și nu prea are un miez de fier. Dar de ce este geologia atât de importantă atunci când vine vorba de furtunile geomagnetice? Ei bine, asta pentru că date recente au dezvăluit că tipul de roci de sub picioarele tale poate afecta modul în care orașul tău se adaptează după furtuni geomagnetice puternice. Unele tipuri de roci, cum ar fi rocile sedimentare, de exemplu, au în general mai mult spațiu umplut cu apă, ceea ce le face a fi conductoare de electricitate. Alte tipuri de roci sunt mai dense și au mai multă rezistență când vine vorba de electricitate. Ori de câte ori are loc o astfel de furtună, persoanele care locuiesc în zona montană din New England pot avea un risc mai mare de a se confrunta cu perturbări majore. În același timp, cei din câmpia litorală mid-atlantică au mai puține motive de îngrijorare, datorită a ceea ce se ascunde sub orașele lor. De unde știm cât de înfricoșătoare sunt aceste furtuni? Ei bine, nu a fost prima dată când s-a întâmplat. Furtunile solare uimesc comunitatea astronomilor de mulți ani. Cel mai emblematic eveniment de această magnitudine a fost evenimentul Carrington, care a avut loc cu mult timp în urmă, în septembrie 1859. Acesta ne-a oferit o mostră a puterii Soarelui, ca să nu spun mai mult. A fost numit după un astronom englez, Richard Carrington, care a fost el însuși un martor la erupțiile solare. Puterea acelei furtuni solare a fost ceva ce oamenii nu mai experimentaseră până atunci. Puternica furtună geomagnetică a provocat aurore boreale până în sud, pe teritoriul Hawaii. În dimineața zilei de 1 septembrie 1859, Richard Carrington a intrat în observatorul său privat, situat lângă Londra. El a deschis cupola observatorului pentru a avea o vedere completă a cerului și și-a îndreptat telescopul spre locul unde se afla soarele. El a văzut o mulțime de pete întunecate uriașe care străluceau pe suprafața stelei noastre. La scurt timp, Carrington a observat două zone misterioase, intens strălucitoare și pline de lumină albă, care izbucneau din petele solare. Acestea au dispărut 5 minute mai târziu, dar efectele s-au făcut simțite pe toată suprafața Pământului. La început, în cursul nopții, comunicațiile telegrafice din întreaga lume au început să funcționeze defectuos. Flash-uri de lumină au început să izbucnească din aparatele telegrafice, deranjându-i pe operatori și chiar aprinzând hârtii. Aurorele viu colorate au început să apară pe cerul nocturn din întreaga lume, făcând păsările confuze să ciripească noaptea. Unii oameni chiar și-au început activitățile zilnice, deoarece credeau în mod eronat că ziua începuse deja. Astăzi, planeta noastră este acoperită de o mega rețea de informații, astfel încât impactul unei asemenea furtuni solare ar fi și mai mare. În anii 1800, sistemul telegrafic era abia la început, dar acest internet victorian era o modalitate importantă de a trimite știri și mesaje private. Chiar și în Statele Unite, operatorii de telegraf observaseră înainte întrerupere locale din cauza furtunilor și a aurorei boreale, dar evenimentul Carrington și efectele sale au fost ceva ce nu mai văzuseră niciodată. O mulțime de linii telegrafice din America de Nord au devenit inutile. Un director de telegraf din Pittsburgh și-a amintit chiar cum curenții care treceau prin fire erau atât de puternici, încât contactele lor de platină erau în pericol de a se topi. Un alt exemplu a fost cel al unui operator de telegraf aflat în Washington DC, pe nume Frederick W. Royce, care a fost rănit în momentul în care fruntea sa a atins un fir de înpământare. Probele prelevate din zonele înghețate ale Pământului ne spun că evenimentul Carrington a fost de două ori mai mare decât orice altă furtună solară din ultimii 500 de ani. Este foarte greu de imaginat care ar putea fi astăzi impactul unei furtuni de o asemenea magnitudine. Dar, pe baza unui raport din 2008, elaborat de Academia Națională de Științe, ar putea să ne coste între 1 și 2 trilioane de dolari în daune. Totuși, există lucruri pe care le poate face fiecare pentru a contribui la reducerea pagubelor. Cum
ar fi achiziționarea unui generator sau instalarea unei surse de energie de rezervă. Aceasta poate fi ori un panou solar, ori o turbină eoliană. Mai mult, ne putem dota casele cu dispozitive de protecție împotriva supratensiunilor, care se conectează la panourile electrice și ne pot salva de fulgere și alte supratensiuni. Cea mai simplă soluție dintre toate? Deconectează toate dispozitivele pe care nu le folosești în acel moment. Dacă acestea nu sunt conectate la o sursă de energie, nu pot fi afectate de nicio supratensiune.